Poate ar fi trebuit să te oprești la topor. Da, m-a luat valul și am pierdut puțin intriga. E în regulă, am prins mesajul. Bine. Încearcă să nu-ți faci prea multe griji. Ascultă-ți inima și spune ce vrei să spui. Știu că vei lua decizia corectă. Mulțumesc, doamnă Fitzgerald. Poftim, ia un fursec, o să-ți limpezească mintea. Mulțumesc, ce e asta? Ce s-a întâmplat? Doar un mic accident în bucătărie. Bine. Ce băiat bun. Pa, pa. Nu. Mesaj de la Penny. Știu că o să spui ce trebuie. Și apoi a pus degetul în sus în semn de aprobare și încurajare. Ăsta este cel mai apropiat emoji de o mână fără degete pe care l-am găsit. Ca să fiu clară, a fost o amenințare. Ce e asta? O crocoreață. O croc... Bine, tare. Eu am luat decizia. Și ca să o justific, vă voi spune o poveste. Odată ca niciodată, cu mult, mult timp în urmă, într-un castel departe, trăia un rege care era irațional de speriat de lumea din exterior. Bună, știți unde pot să-mi validez tichetul de parcare? Așa că a decis să închidă porțile castelului pentru totdeauna. E în regulă, prietene. Tocmai mi-am dat seama că suntem în evul mediu și nu există mașini. Dar închiderea ușilor n-a fost destul. Regele i-a pus pe toți să poarte o armură. Nu era practică, dar s-a obișnuit cu ea. În afară de o persoană, prințesa, care într-o zi și-a dat armura jos. Și era minunată. Cred că prințesa ar putea arăta un pic mai bine de atât. Da, scuze. Scuze, nu asta încercam să fac. Haide, arăt-le parcă aș putea să-mi ling propria frunte. Scuze, stai să... Bine, nu contează, doar continuă-ți povestea, te rog. Regele era supărat că ea a renunțat la armură, dar prințesa voia ca și ceilalți să renunțe la ale lor. Așa că a invitat un prinț imposibil de frumos ca să rezolve problema. Iubite prinț, te rog, ajută-ne să luăm o decizie. Dar regele l-a avertizat, fie ca decizia asta să fie corectă, sau am să-ți iau mâna, dar nu într-o căsătorie. Și prințesa a răspuns, ceea ce a fost o amenințare ori un râgâit nervos, niciuna nefiind de bine. Așa că prințul și-a dat răspunsul, sub forma unei povești. Odată ca niciodată a fost o familie de coconi care trăiau fericiți pe o creangă de copac. Și într-o zi, unul dintre coconi s-a deschis și dinăuntru a ieșit un fluture splendid. Hai, ieșiți din cocon, să fiți și voi superbi. Familia de coconi fierbea, se putea vedea pe fețele lor. Situația era tensionată, așa că au chemat un frumos băiat buburuză ca să-i ajute să rezolve problemele. Și știți ce a spus buburuza? Odată ca niciodată. A fost o familie de semințe care trăia sub pământ. Le plăcea mult. Dar într-o zi, una dintre semințe a decis să crească și a devenit o minunată floare. Celorlalte semințe nu le-a plăcut și au chemat un grădinar chipeș să rezolve problema. Hei, am spus chipeș. Oricum, știți ce a spus grădinarul? Odată ca niciodată! Gumball, nu poți să spui același lucru la nesfârșit și să te aștepți ca lumea să se răzgândească. Am încercat asta cu părinții mei de suficiente ori cât să-mi crească moșcnoi pe limbă. Exact! Să repeți același punct de vedere cuiva care nu e de acord cu tine nu-l face să se răzgândească! Pălăfurie mai tare! Poveștile fac exact ce facem noi. Ce facem? Ce ne facem noi unul altuia? Poate ar trebui să fim de acord că nu suntem de acord. Da! La fel cum ai călări un cal cu trei picioare. Nu o să fie o călătorie plăcută și categoric te va durea fundul. Dar măcar ajungi undeva.